Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. S-a făcut de luni, paradoxal sau nu, noi lucrăm, noi suntem aici, noi nu plecăm acasă pentru că facem, suntem aici pentru a face o frumoasă emisiune și să vă dăm atât cât putem și noi știrile pe care le avem și să le discutăm sau mă rog să discutăm ce s-a mai întâmplat, cum s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat ceva. O zi de luni, o zi de luni care va avea o maximă care va merge undeva până la 6 grade Celsius, minima pe undeva în jur de minus 1 grad. E un cer acoperit oarecum de nori, s-ar putea să mai și cadă precipitația astăzi, că va fi ploaie, că vor fi ceva fulgerat, că va fi un amestec, vom vedea, greu de spus. Cert este că s-a mai încălzit oarecum, sau mă rog, se mai încălzește în perioada următoare, văd temperaturi pozitive și chiar soare în zilele următoare. Va fi sau nu va fi așa, vom vedea, evident, la momentul potrivit sau nepotrivit. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Nu? Început de săptămână, luni, frumos, sfârșit de lună. Suntem acolo undeva la cumpăna dintre lucruri, dacă doriți. Păi nu știm, e fix sau este cald? Da, așa că... Da, e, pășim, așa, cum să spun, de mâine, decât pășim în decembrie, vașnic, așa, hotărâți, luna decembrie, luna sărbătorilor de iarnă, luna cadourilor, luna lui Ignat, luna asasinărilor, decât de tip porcin. Tot felul de, așa, luna petrecerilor, că e luna potrivită. Astăzi și astăzi e zi de petreceri, chiar dacă e post, astăzi e zi mare, ziua de Sfântul Andrei, ocrotitorul României, toți cei care, tuturor celor care poartă acest nume și nu numai, și derivatele, le spunem un la mulți ani frumos, călduros, ce-am făcut? Andrei, da, și, bineînțeles, cum să nu, dar și sticla? La Andrei, deci așteptăm totuși, adică da, poate ba chiar mergem la crâșmă, nu e cum spuneam, la mulți ani tuturor la mulți ani, la mulți ani colegului nostru din regie, Andrei Lejanu, la mulți ani frumoși, sănătoși, prosperi și dumneavoastră la fel de prosperi și sănătoși și să ne chemați la petrecere dacă faceți așa ceva, că venim și noi, măcar cu ceea ce putem și noi, adică cu mestecatul, știi, venim cu gurița, că... Nu? Da, băi, bun, luna decembrie, așa cum spuneați, o lună dedicată de români sărbătorilor, nu putea cum altfel decât să fie prelungită măcar câteva zile luna. Corect, și la început, corect, dacă corect. Avem talent, în ianuarie o prelungim cât putem de mult, dar uitați-vă că am găsit tot felul de soluții ca să o prelungim și la partea de început, adică cu sfârșitul lunii noiembrie. Da. Dar suntem un popor care sărbătorește, care are ce sărbătorii. Da, da. Și avem ce? Avem aici, cu ce? Adică asta e toată povestea, că dacă n-am avea cu ce, n-am sărbătorit, dar avem cu ce. Și deși pricepem, am văzut chiar pe Cătălin cel mai nechipur, băi, niște răutăți din astea, că să vezi că nu s-a întâmplat nimic în Suceava. Cum nu s-a întâmplat nimic în Suceava dacă Suceava este astăzi asaltată, sufocată, nebunită, practic, de turiștii care vin să mănânce și să doarmă în Bucovina, bineînțeles, și să folosească canalizarea. Deci cum să nu vină? Băi, deci în special canalizarea, trebuie să o spun, aduc laude, osanale, domnul primar, ura, ura, ura. Băi, deci când simți că n-ai noroc, băi, când simți că viața te-a răzbit, băi, când simți că lucrurile nu mai sunt în ordine, când simți că nu mai ai nicio șansă, băi, când simți că totul lângă tine se prăbușește, du-te, frate, în zona mol. Băi, simți că trăiești, mă. Băi, simți că simți că ai o șansă, mă. Bă, simți că dă norocul peste tine. Bă, putea hazna în locul ăla din mori, bă. Bă, deci ai impresia, merg, dacă mergi în spatele unuia, îl suspectezi că și-a dat drumul la părțuri, știi? Și îți faci pe cuvântul meu dacă nu ești, bă, mori, deci mori încet. Sau mori, chiar repede, adică cum să spun. E un fel de gaz de ăla, cum e că ăla, bă, ăla cu care folosește japonezii, bă, sarin, știi? E un fel de gaz sarin, bă, să mor dacă nu e așa, bă. Deci e durere, mă. Deci, bravo. Bravo! Deci stația aia de epurare, domnul primar, făcută cu banii europeni, minunăția aia tehnologică, bă, la superlativ. Ați presnit-o. Bravo! Bravo! Am reușit, bă, dacă n-am reușit să facem mare lucru, am reușit până la urmă să facem ce? Ce era de așteptat? Bă, am împuțit orașul. Sau, mă rog, parte din el. Da? Bravo! Domnul primar! Bun, și înțeleg că sugerați să avem un nou punct turistic pe harta Sucevei, nu? Da, da. Să vizităm marele obiectiv... Nu să-i vizităm, să respirăm.
să ne purificăm, să ne curățăm. Că tehnologia folosită pentru purificarea despre care vorbiți trebuie să o ținem secretă, nu? Clar, îți dai seama, nu o dăm din casă. Acum, ai văzut? Deci, ca idee spun, vorbim de bă, ne-am pregătit pentru o sărbătoră de arna orașul, zice cineva de la fotoliu de Păreni. Uitați-vă, bă, cum arată Piatra Neamțu și fără penalti. Că până acum penalti făcea, drăgea și așa și nu știu ce. Trucaj, fotografia pe care am văzut-o aseară pe Facebook nu era un trucaj? Nu, e în realitate. Piatra Neamțu arată bestial. Noi vrem capitală europeană a culturii. Noi vrem, dacă mai vrem ceva, vrem capitală de regiune. Vrem noi. Mereți, mă, Piatra Neamțu, să vedeți cum arată un municipiu, mă, unde există cineva căruia îi pasă. Mergeți să vedeți cum arată. Și după aia, când vă întâlniți cu primarul, mulțumiți din inimă, așa. Apropo de ce e acolo, da? De țigăneala numită municipiul Suceava. Știi? Și de sărbătorile de iarnă. Păi, dar ce bă, ăștia din Piatra Neamț au hazna care pute? N-au, mă! Bă, deci poți să pui pe oferta turistică pe lângă cetatea de scaun, unde poți să mergi să faci șușu în libertate. Adică pe principiu de exemplu personal, înțelegi? Bă, dacă poți să faci acolo, mergi și au ăia hazna cum avem noi care pute în halul ăsta și unde poți să faci aerosol, te trezești, unde dintr-o dată dorința de a fi e dusă la superlativ? N-au. Vezi? Sunt niște... Avem pasarela. Da. Avem o pasarela. Vreau să spun că m-am delectat trecând peste pasarele, inclusiv vineri dimineața, imediat după ce a fost deschisă. Da. Avem pasarelă, avem asfalt pe Traian Vuia. Voilà, nu avem încă două înșitale, avem. A nins, dar avem, cum avem se tăpește zăpadă? Avem pod? Pod? Nu mai spunem avem pod. Pod? Ce vorbe avem? Păi, deci avem niște lucrări de tehnologie, niște minunății, ar spune eu, tehnologice, care au făcut dintr-o dată, au poavăzat așa, au înfrumusețat orașul, sau mă rog, târgul Sucevei. Și l-au pregătit pentru sărbătorile de iarnă, îl pregătesc în continuare, cum spuneam, un asalt, un desant întreg de colindători, sau mă rog, de vizitatori care se îndreaptă către Suceava. Se așteaptă ca cei care vor veni în perioada asta să fie cu mult mai mulți, că dacă în perioada, dacă anul trecut aveam undeva 400.000 de vizitatori, anul ăsta cu 100.000 în plus de sărbători, mai ai 500.000, aglomerații mari. Și aglomerații mari, vă dați seama acum, trebuie să-ți faci stocuri, bă, de burtă, că să faci șorbă de burtă, de piept de pui pentru șorbă rădăuțeană, bă, de fasole, că n-ai ce, îți dai seama, adică vii mănânci fasole cu ciolan, bă, trebuie de muraturi, la două zâng, știi, când ți-i rău. Cu ciolanul, avem o problemă cu ciolanul, la noi în județ, nu, avem o problemă foarte mare, în sensul că este ocupat tot. Tot ciolanul e dus? Tot, nu, e ocupat. E ocupat, da. Nu. Da, e, există, la cum se mișcă DNA-ul, s-ar putea să se libereze foarte tare și ciolanul ăsta. Uite, apropo de chestia aveți asta... Aveți informații ceva? Nu, da, zicem și noi așa, adică, știi, mă gândeam la Gigolo de la Gilogou. Bistrița. Gilogou, nu... Gigolou. Gilogou, nu, Gilogou. Gilogou, da, Gilogou de la Bistrița, pe numele lui decât Ioan Oltean. Bă, ce vorbești, bă, are și asta vreo 20 de ani în Parlament. Deci tot, era numai un piept, numai o chestie, numai o... Ce? Mă înțelegi? Și cu broasca în gât. Bă, și-a dat... și cu broasca în gât, bă, și-a dat peste el. Acum de sărbători, nu Moș Crăciun, a dat DNA-ul peste el, mă. Băi, deci nu, clar că e bolnav. Sunt absolut convins că e bolnav. N-are, deci nu-i dai gravit. Seama. Nu, dar ăștia se descoperă, știi cum să spun, au auzit că se fac analize în Boca, știi, în penitenciar, știi? Și bă, cum ajung acolo, cum îi reține un picuț, cum au o problemă, au o boală, mă. Bă, deci Oprescu e ultimul bolnav, nu? Maxim, ultimul bolnav, Maxim, ăla acum, bă, un picuț, până atunci, bă, frate, l-a luat la șpăguială, n-ai văzut, prafiesări. Bă, n-au o boală, poți să-i pici cu ceară, bă. Deci au un stil de a lua fără să un stil sănătos, de a lua șpaga de n-ai văzut. Cum se simte miros de grate și de zăbrele și de lanțuri, s-a luat, frate. Dintr-o dată dă boala peste ei. Ați văzut, am înțeles, n-a rămas el gravid, nu? Nu el a rămas gravid, nu, domnul Oltean, nu. Nu, el nu. Deci nu. El n-a rămas, nu. El a rămas cu sarcina. El a rămas cu sarcina, dar n-a rămas gravid, nu. Da, nu. El a rămas însărcinat, ca să spun. Domnișoara... Dumitrean, așa. Pupila, ca să spunem așa, pupila. Băi, da și lume rea, bă. Nu poate să aibă și om acum, știi, să aibă un pic de viață socială. O pupilă, să n-aibă și o pupilă. Bă, n-aibă și el o, da, o pup, da, aia. Și unde? Acolo în curtea bisericii sau unde? Cine? Popa? Nu, deci n-a pupilat-o pe aia în curtea de bisericii. Nu. Deci nu,
pe Dumitrean. Nu, pe aia, deci a fost altceva. Acolo s-a... Deci filmul Șpăgii a fost sub protecție divină. Așa. Sau, mă rog, sub protecție preoțească, nu divină. Supraveghere chiar. Divină. Sub supraveghere divină, așa. Deci camerele divine, camerele divine supravegheau acolo. Dar știi, faza care e tare, cea mai tare, este că cel, cine a dat în gât toată povestea păi asta? Da. Păi nea preotul, ca să zic așa. Dar cine altcineva deci, știa cel a avut remușcări de conștiință. El remușcări în sensul că n-avea nici conștiință, îți dai seama. Omul și nici remușcări n-avea de un să aibă. Dar avea o problemă decât că el a mai fost pe la organele decât de urmărire, știi? Dar cu altă, în alte cauze, în alte cauze. În alte cauze, dar tot de șpagă era vorba. Și a zis, băi, decât să merg și să mă facă băieții și nu pot scăpa să pun pe jos. Știi? Să merg la un loc, bă, lasă să meargă nea Ion, știi? În grădina lui Ion, toate paserele dorm, știi? Asta, bă, ei, nu, Ion, s-a trezit, s-a mai trezit. Nu se confunda, Ion Oltean, mă, că el pierde vorba, da? Și s-au mai trezit unele, precum se vede, nu? Și s-au uitat să vadă ce se întâmplă în grădina lui Ion. Da, alea erau, de fapt, păsările care dormeau, de fapt, te l-au prostit pe ăsta, că nu dormeau, știi? Ele erau cu ochii, dar cu ochii erau mijiți așa un pic, știi? Dădeau și ochii că, deci nu erau chiar adormite așa, știi? S-a gândit el, bă, da. Ce vezi ce chestie, bă? Bă, deci cum dă peste tine, bă, problema? Bă, deci dă peste tine, efectiv, nu te lasă, bă, nici în curtea, nici în casa Domnului, mă, nu te lasă, mă. Bă, nu te lasă, mă. Bă, deci dă peste tine, mă, vine provocarea peste tine. Bă, și deci cum nu ești Hristos? N-ai cum, înțelegi? Bă, deci vine provocarea sub formă de 600.000 de euro peste tine, da? Bă, și te știi? Adică te provoacă să vadă, reziști? Pui botul, nu reziști? Bă, s-a luptat ăsta ca un arhanghel, bă, deci s-a luptat, a zis că nu iau, că alea, că fac până la urmă și până la urmă, bă, du-te, du-le în mașină, lasă, bă, să umble rătăcite, așa, 600.000 de euro. 600.000 de euro. Doamne. Bine, dacă la o singură tranzacție, da? La o singură tranzacție, da. Dacă pui în comparație cu cât au ridicat ceilalți, cu câte milioane se vehiculează și la ceilalți că au ridicat, toți aia care s-a spus acum așa. Domnul Oltean a avut ghinionul să se află doar în curtea bisericii, am înțeles. Dacă s-ar fi deplasat un pic spre cimitir, știți, acolo în cimitir sunt alte sume. Nu, dar acolo cimitirul deja era luat. Era luat. Pe ce tranzacții Vâlcovă? Nu, în aceeași perioadă, stați puțin, înaintea lui Vâlcovă. Treaba asta se întâmpla... Acolo era ceva de genul, aici va face tranzacții Vâlcov. Deci nu puneți aici, aici aveam monopol Vâlcov. Și te-a zis, bă, deci, la capitolul cimitirii, eu și mai era ăsta la altul, cum îi spune bă, cel mai de-al Taylor, mamă, că nici nu vine, mă, Dragnea. Unul cu voturile și celălalt cu banii, cu mita. Bă, da, câți bani, bă, frate, citeam și de asta la altul, de Vâlcov ăsta. Maciu Vâlcov ăsta, bă, deci ăsta, bă, frate, deci gândești, bă, deci a prășit la straturi ăsta de n-ai văzut, bă, nu așa, bă, deci, păi, de capul meu. În fine, ca să trece peste asta, că a păstorit așa, adică a păstorit cel puțin 2000 de femei, bă, deci, bă, totuși un pic de, deci un pic, bă, omul sfătuitor, bă, sfătuitor, adică chiar știa, știi? Citisem din... ce spuneau procurorii, că aveau din datul în gât vis-a-vis de Vâlcov. Așa. Păi, deci, bani cu valiza, cărați, duși, cărați, și așa mai departe, de... Eu nu cred, n-au găsit nimic. Ce să mai... Dar cum să spune? Era un zidul. Ce zidul îi vorbește? E ca meșterul Manole, nu al nostru. E cu Ana. Nu plânge Ana. Știi? Deci, nu... Cam așa-i. Deci, bă, da, bani mulți, bă. Sărace, bă, cine să ia banii? Bă, cine să ia banii, bă? Ăștia care muncesc săraci pentru noi, bă, și care nu dorm noaptea, bă, din cauza noastră și a problemelor pe care creăm noi societate, așa, în general, noi cetățeni. Adevărul că sunt cam nedormiți. Am observat câțiva dintre ei sunt cam nedormiți și mă simt așa dator față de ei. Îmi dau seama că poate anul ăsta chiar n-am muncit suficient de mult încât să produc pentru a plăti timpul alocat mie, pentru că dacă ei se poată să fie răsplătiți după cum li se cuvine. Competențele pe care le am. Pentru că indiferent muncesc sau nu, importantă este competența. Cei mai mulți dintre ei sunt extrem de competențe acolo. Băieți ăștia, știi cum stau în penitenciar? Când penitenciar, acolo întâlnirea infractorilor din politică, știi, acolo e locul unde se... E pe ceva de genul ăsta. Băi, ce să-mi facă și ăștia mie? Băi, dar de ce să... Băi, dar n-am făcut nimic altceva decât să muncesc în folosul lor, bă. Bă, mi-am dedicat, bă. Am luat și eu un ban acolo de 2-3 lei, bă. Dar cumva mi se cuvineau, bă, că erau. Am luat câteva milioane de euro. Care e, bă, problema? Bă, dar am muncit de 20 de ani în folosul lor, bă. Bă, am dormit în Parlament. Bă, nu le-am făcut legi. Bă, am participat ca Românistan ăsta să fie cea mai săracă țară, bă, din Europa. Să fim pe ultimul loc. Băi, deci am încercat să fac ceva, bă. Cum
Păi de ce să mă dea pe mine la pușcărie? Da, uitați-vă, dumneavoastră în loc să fiți fericit, pentru că trăiți într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, cu mănăstiri multe și cu oameni cinstiți. Și cu mâncare... Nu, știți în județul Suceava pe cineva care să... Nu, o avem vedeți? Acum la... E la gazetă, e decât o chestie decât de un gal, de nu știu unde, de așa, ați văzut și asta la nivel de copză de păstră, o icoană scultată și mai nu știu adică ce. Adică care nu poate fi din alea pusă, catalogată și pagă. Așa. Aia e un fel de dar. Aia nu-i, nu-i dar. Nici cum să-i spui, bă, de noi... Atenție! Dar noi suntem, noi suntem într-o zonă foarte primitoare. Bă, dar noi când vine omul, îi dai cu icoana în cap din prima, bă, frate. Bă, deci cum vine omul în casă, cum a primit și o icoană? Și dacă nu ți-o primești, nu se bucurești. Și în bot. Înțelegi? Deci n-ai cum, bă, deci aia din... Se iau la pachet, știi? Aia, pac, din prima, știi? E ceva de genul în loc de zam, în loc de bun venit, știi? După aia stăm și mai discutăm, vedem, mai muși de porc, mai vedem ce mai găsim, știi? Dar astea din prima, bă, adică halești din prima. Unde mai găsești acum muși de porc alergat, na? Și ăla e importat tot de prin Brazilia. Hățuit. Undeva, da. Nu, bă, iai, nu? Hățuit, mi se pare, undeva, până, numai în zona Câmpulung găsești. Muși de porc hățuit. E acolo un producător local. Ce vorbești, bă? Și el tot de prin Brazilia. Îl hățuiește, dar nu-l hărțuiește. Îl hărțuiește că să, așa, de n-ai văzut ce să... De asta spuneam, trebuie să fiți fericit. Nu dar știu mari personalități din județul Suceava care să fi fost în, fost în atenție. Nu? Cum să nu fii fericit? Băi, cum să nu fii? Și cum îți spuneam? Bă, dacă cumva ai un puseu de ăsta, de nefericire, așa? Ești în zona mor. Bă, frate, deci când ai trecut... Bă, cum treci Codrii de Aramă? Era poezia, dar nu e aia. Cum treci apa Sucevei? Deci cum ai trecut apa Sucevei? Greu, dacă mă întrebați cum o trec. Greu. Greu, da. Și încet. Ce vorbești cu traficul? Acum s-a făcut, s-a rezolvat. Bă, are fluiditate. Nu mai întâlnești a doua mașină în trafic. Bă, deci stai și te gândești, unde sunt mașinile, mă. Deci și-a fost acum săptămâna trecută, trebuie să amintim că a fost operațiunea Lidl, băiatul, operațiunea Tigaia, băi, frate, băi. Dar slabă acțiunea Tigaia. Cum slabă acțiunea Tigaia? Că a fost sâmbătă, traficul, frate. Asta altă discuție, dar eu am fost sâmbătă seară din greșeală, că am făcut și eu dreapta și am ajuns acolo și erau tigăi încă. Deci ceea nu că ăia s-au gândit că, băi, deci au fost care au pus tigăile, era operațiunea, când intrai în magazin, prima întrebare era, unde sunt tigăile? Deci nu întrebai altceva, deci ca să... Da, spuneam, s-a fluidizat traficul, dar cum treci Codrii de Aramă, mă, cum treci apa Sucevii, ești binecuvântat, nările ți-ți sunt binecuvântate cu un miros de-a dreptul extraordinar. Bă, deci n-ai cum, îți dai seama, vine mirosul, deci e mirosul cartierilor, ca să fiu foarte bineînțeles, știi? Vin mirosul din Opcini, de la Manole. Vin din Georgenescu, bă, vin din Zamca, după, bă, din toate, din Burdujeni, bă, toate se strâng. Și se face acolo așa, înțelegi, un amalgam, îți dai seama ce iese? Ce vorbești, bă? Când ai coborât jos din mașină, așa cobori din mașină. Când ai coborât jos din mașină, deci te întrebi de ce cauți acolo, știi? Dar e bine. Edilii noștri mai trec din când în când pe acolo. Adică întreb așa, un președinte de Consiliul Județean, un primar, mai trec pe acolo așa din când în când. Fac un pic de... Fac aerosol, nu că fac, pentru că știi de ce fac? Îi vezi după aia la conferința de presă. Ăla e rezultatul. După ce fac aerosoli, știi? După ce trag, după aia rezultatul iese pe gură și iasă un rezultat, ce vorbește? Ai impresia că nu, ce mica, deci noi mica Elveție, mica Austrie, ce să-i spui, bă? Deci noi suntem pregătiți, bă, frate, avem, zona asta e pregătită să primească oameni, să ofere condiții, Pârtea Deschis, spre exemplu, știi că Pârtea Deschis la Câmpul Lung e gata, nu? Gata în sensul că de zile. S-a terminat, gata, s-a terminat proiectul, da? Adică s-a finalizat proiectul în sensul că s-a aprobat, nu se poate. S-a aprobat, nu se poate, da, dar mai în mult, că s-a finalizat în sensul că mai e un picuș și nici betoanele nu mai sunt acolo. Da, ce mai contează? Noi suntem pregătiți de turism, uite aici. Nichifor anunță o creștere spectaculoasă. Nu, am cotos. Deci o creștere spectaculoasă. A numărului de turiști în Suceava. În Suceava sau în județul Suceava? În Suceava, în județul Suceava. În județul Suceava, da. E o creștere fantastic, spune Cătălin de Cât Nechibor. Iar această creștere este determinată de faptul că de câțiva ani promovăm foarte bine Bucovina pe plan intern și internațional. Bă, frate... Bă, cum promovăm? Deci, ajutați-mi, vă rog frumos. Deci, bă, colegi, chiar vă rog să mă ajutați, pentru că eu sunt un... Bă, deci, cred că e din cauza decât luni dimineață. Bă, decât n-am niciun fel de inspirație. Ce promovare am avut noi în plan internațional a Bucovinei?
cer scuze, chiar este o scăpare a mea. Deci nu sunteți la curent? Nu sunt nici la curent, nici la baterie, nici la absolut nimic. Și îmi dau seama, urmărindu-o pe dumneavoastră, că într-adevăr am o mare scăpare. Păi, frate. Eu am încredere în domnul președinte. Pentru, da, însă nu, sunt motive să nu avem încredere în sensul că la lui spune. Înseamnă că problema e la mine, că eu nu știu. Păi nu, da, e. Deci, da, poate enumera, spune ceva acolo. Unde, de câțiva, domnul, deci așa, de câțiva ani. Dar ca să fiu, iar, mai spun încă o dată, de câțiva ani promovăm foarte bine Bucovina pe plan intern și internațional. Bă, am fost la Moțca în Țigănie și nu țin, nu știu eu, ca să fim în plan internațional. Dar trebuie, frate, că poate e pe plan internațional și poate de acolo nu-i strage internaționalul. Știu că la Gule, la unde... Bă, dar am fost în trei locații, adică am fost toată, știu că pe la Iași și pe la București am mai fost, dar astea nu se pun, astea, hai să spunem că sunt interne. Dar de alea, fasoliade, gulașiade, de alea, deci da, astea, știi? Deci... Bun, au mai fost, în mod clar, acțiuni private. Bă, dar nu, hai să nu ne amestecăm. Deci noi vorbim de Consiliul Județean. Aici, ăsta este, deci, acesta, Ece Homo, el este președinte de Consiliul Județean. El când vorbește, nu vorbește în calitate de persoană privată. Vorbește în calitate decât de președinte de Consiliul Județean. Și spune, am reușit noi. Da, bă, hai să vedem unde. Dacă în 2009, că n-avea cum, băi, deci în 2009 era rău. A fost o scăpare destul de abruptă a turismului, iar în 2010 am fost la fel pe cădere turistică, se vedeți că a început creșterea. Deci fiți foarte, foarte atenți, cu urechile ciurite, da? Din 2012 lucrurile s-au redresat. A? Super tare! Dar întreb și eu, cum s-au redresat? Cu redresul. Bă, dacă erau scăpări turistice și nu erau promovate și nu erau făcute și nu erau alea și nu erau alea, dați un pic statistic așa să vedem câte investiții s-au făcut, spre exemplu, în perioada asta care se justifice afluxul ăsta. Drumul DN17 ăsta, vai de mama lui, s-a terminat în 2008 pentru că a venit atunci Flutur și a făcut scandal foarte mare în calitate de președinte de Consiliul Județean și s-a reușit într-o oarecare măsură legătura cu Ardealul să o finalizeze. Ca să nu spun că avem o mare problemă întotdeauna pe drumul ăsta, la Ilișești, acolo în groapă, acolo se rupe, bă, n-ai văzut drumul. Și mari specialiști n-au reușit nici cum să înfunde groapa aia acolo. Deci întotdeauna. Asta așa ca o paranteză. Nici măcar aia pe care îi conduce către Nichifărăs. Dar în rest, bă, care sunt realizările zona turismului? Adică de unde bă așa o afluență? Și dacă e așa o afluență în zona turismului, bă, să ne spună și operatorii din turism, dacă e așa aglomerație. De la? Transa la Rău, ce ai văzut? La Transa la Rău a picat, știi că au fost probleme mari. Am auzit. Au fost foarte mari problemele. Au picat două autofișuri pe Transa la Rău și l-au oprit. Serios, da. Am venit zăpada și le-au crăcănat autofișurile, știi, erau de-astea la zmeură, știi, de la tufe de astea de zmeură, știi? Le-au crăcănat un picut și-au picat o bucată din ăla crăcănat, știi? O picat pe... Deranja transportul de bușteni. Nu, dacă l-a mers, să-ți dai seama, a fost un desant întreg, au venit cu drujbi, chestii, au zis, băi, s-a blocat, nu se mai poate merge. Când au venit să deblocheze și au luat seama că puteau să facă chestia asta foarte simplu, că era vorba de niște trofișuri crăcănate pe marginea străzii, știi, pe marginea cărării noastră zi. Deci aia e mare, bă, deci mare, realizare, bă. Deci, bă, realizare, bă. Bravo. Altele? Belvedere, da, aer să fie aia, încă noi. Aer să fie aia, ai să pășești pe sticlă, ai să faci selfie-uri, ai să te uiți în prăpastie, ai să te simți zburând, ai să fii tare, nu așa, deci va fi bine, acum noi clămpănim, bă, dar este Belvedere. Dar și când mă trezesc, da, să-mi dau palme singur. Am spus cât de guguț, știi? Nu, dar ați văzut, bă, pe trans, pe ăla, este, bă, deja Belvedere. Deocamdată făcută, e o podină din lemn făcută, un fel de scenă acolo, știi? Un fel de scenă înconjurată de peturi și de tot felul de alte chestii, știi? Deci este, bă, cum nu este? De-aia când te uiți așa în zare, urci pe ea, acolo era, deci, cum să nu este, bă? Bine, ea va fi modernizată, cu sticlă, cu alea, după ultimul răcnet al tehnologiei și va fi extraordinar. Nu știu dacă știți, nu știu dacă realizați că va fi extraordinar, este deja extraordinar în Bucovina și va fi și mai extraordinar în Bucovina. Dar nu realizați de fapt că eu toată aglomerația din municipiul Suceava este datorată a fluxului de turiști? Încă nu. Încă nu încă realizat nu. Sau încă nu e încă nu-i datorată, fluxul, încă nu, dar îndată se va datora? Am înțeles. Pentru că turiștii, băi, ăștia vin în Bucovina. Deci, eu am auzit voci acum
foarte multe. Am auzit des voci? Da, Dani, mi se întâmplă în urma perioadă. Deci am auzit voci care spun, băi, deci ăia care vin în Bucovina mai vor plece acasă. Deci devin băștinași. Adică vin în Bucovina, o văd foarte prosperă, o văd, știi, mamă, wow, boom economic și spun, băi, tăticu, deci nu mai plec, mă. Și bă, deci eu rămân aici, și cam în ce colonii se așează? Deci... Bă, în diferite colonii, adică, acum, acum se răutăți. S-a rezolvat și cu traficul. Am avut o problemă de trafic, apoi, știi, nu? Nu, deci, nu mai avem. Eu am înțeles că vorbim despre trafic, nu este nicio problemă, din când în când e mai prim. De când vorbim de trafic și de vorbim de influență, în condițiile astea, de acolo se lasă cu trafic blocat, un pic la un moment dat și chiar cu ridicări din trafic. Da, am înțeles că a fost o ședință de Consiliul Local în care problema traficului din Suceava s-a rezolvat, nu? Am spus, fluidizăm centrul. Cel puțin, eu am văzut acum, probabil că am prins și perioada, hai să spunem, poate mai liniștită, am prins de perioada de duminică. Cert este că intrările alea la shopping center, așa se cheamă, nu? Ca să nu tot dau cu magazinul unde mergi și cumpri mâncare, știi? La shopping center, acolo, ăla, cum făceai de căminei din oraș, făceai la stânga, nu se mai poate face la stânga. Nu se mai poate face nici când ieși tot de la shopping, din parcare, de acolo, nu mai poți face la dreapta, tot la stânga, să mergi la Burdujeni. Deci, practic, numai linie continuă, singura intrare este decât folosind senzurile giratorii. Adică, pe principiu... Ieri era blocată chestia asta și o arăta oarecare fluiditate, ca să zic. E așa, nu e așa, habar n-am. Nu mai știu. Cert e că, bine, și în zona aia, în zona asta, de la primul sens girator aici, unde e magazinul ăsta proaspăt și nou deschis, unde a fost operațiunea Tigaia, mai proaspăt, nu era chiar foarte aglomerat, am văzut așa, adică... Bun, dar vorbim despre o perioadă mai puțin aglomerată, în sensul că bazarul este închis deocamdată. Testul de foc va fi în momentul în care se deschide bazarul și vom avea trafic și în acea zonă? S-a întâmplat acum. S-a întâmplat, nu mai deschide? A, nu-l deschide, cum nu-l deschide? Au făcut niște modernizări, am văzut, au pus gard în față cu de-asta, cu plase din astea, din plastic, de... Vopsite sau nevopsite? Nevopsite. Au pus de căstălpi și au pus niște ignifugi, alea nu ard deloc, deci nu, nici gardul, nici nimica. Poftim? Da. Deci a făcut, a pus gardul, a delimitat în spate, mai avea un pic 2-3 zile și delimita gardul privat, ăsta nu gardul, bazarul privat de bazarul și statului. Am reușit să facem aceste lucrări, așa tot cu vreo 3-4 milioane de euro sau așa mai puțin? Moca, domnul. Nu? Da? Nu, deci nu am făcut moca deocamdată, alte lucrări. Am înțeles că pentru gard totuși s-au aprobat bani de la bugetul local și nu puțin. Asta, vezi, băi, deci se întâmplă un lucru foarte bun, pacotat dintr-o dată, băi, gata, băi, bă, dar s-a rezolvat problema, deci acum când intră mașinile, căi deschise de acces, ai locuri de parcare, înăuntru, ai de cafea, de curtă, băi, deci ce vorbește civilizat tare bazarul ăsta? El se cheamă Complexul Comercial Bazar așa ca să-l poți identifica, dar el de departe, e la concurență, ca să zic așa, vizual, confort și așa mai departe și cu ofertă cu celălalt unde era IFA, care cum se cheamă, știi? Adică ei se bat acum pe chestia asta, înțelegi? La condiții. Mâine să vezi cinematograful bazarul. În complex comercial bazarul. Teatru am avut până acum. Și circ. Acolo să fie oferta doar de circ. Oferta doar de circ. Dar oferta de circ urmează în primăvară, să nu uitați asta, să așteptați cu sufletele deschise, pentru că în primăvară toți cei care își doresc, bineînțeles, să ajungă în înaltă demnitate de primar, noi în altă responsabilitate de primar al acestui târg sau municipiu, cum vreți să-i spuneți, bineînțeles că nu vor rata bazarul atunci când vorbim de campanie electorală. Bă, bazarul nu-l ratează nimeni. Hai să fim serioși. Totuși. Da, deci am crescut la turiști, crescut foarte tare. E cum e aia cu creșterea, cum era la în poveste, nu? Că creștea într-un an sau într-o zi, ca alții în 10, nu? Sau ceva de genul ăsta. Da, bineînțeles, a rostogolit de 3 ori peste cap, a mâncat jar, nu? Da, ce a mai făcut? Da, s-a sculturat. Da, făcut cu jarul mârțoaga. Mârțoaga a mâncat jar și s-a transformat într-un BDV-ul, într-un armăsar. De n-ai văzut, bă, dintr-o mârțoagă jegoasă și vai de mama ei numai piele și os. Deci pentru că a mâncat jar s-a transformat și dintr-o dată povestea asta numită județul Suceava și turismul din județul Suceava a prins contur și este extraordinar și este frumos și este ura. Bun. Ura. Acum... Vă dați seama,
Domnul Ocotu, deci ați auzit că domnul președinte, toașul președinte Nichifor, domnule, a fost la Barcelona. Da. Ați auzit povestea? Da. Domnule, a fost la Barcelona și a avut niște întâlniri la nivel înalt acolo. Foarte înalt. Cu femeia de serviciu de aeroport. Deja sunteți rău. Deja... A trecut pe lângă ea, domnul Ocotu. Adică, asta, zi, da. A spus, buenas dias, buenas dias. M-a întâlnit, adică noi, suntem din Bucovina, noi suntem bine crescuți aici. Nu, s-a întâlnit în aeroport cu totul întâmplător, cu două persoane care aveau niște tinichele la gât, niște de alea, cum se cheamă alea, niște legitimații ceva la gât, cu totul întâmplător, niște ecusoane așa, la gât, și a mai fost pe la nu știu ce consiliu regional barcelonez, așa mai departe, și a mai prezentat și acolo delegația era foarte, foarte, acolo a fost într-adevăr o delegație numeroasă, a noastră. Noi eram 4 și ei 2. Băi, deci unde mergea, tot așa erau, știi, deci participarea numeroasă, noi 4 și ei 2. N-am putut trimite mai mulți. Dacă eram mai mulți așa. Eram mai și mulți. Mai mulți, dacă eram mai mulți, corect. Da, unde sunt folcloristele? Unde sunt? Fără, am plecat, fără... A fost așa o vizită fulger, domnul. Am înțeles. A fost o vizită fulger, s-a prezentat, dar uitați, ai scris la gazetă. Agenții de turism din Barcelona. Băi, din Barcelona, vin la Suceava să vadă atracțiile turistice ale Bucovinei și să le includă în oferta lor. Bă, iată-ne. De ce vine așa din Barcelona? La aerosol. Asta, da. Singura chestie la care pot veni să aerosoli. Care atracții turistice în Bucovina? Lasă aia pe Gaudi și vin la noi? Lasă aia, bă, ăla, cum îi zice, bă, au planetarium, cum se cheamă ăla, bă, din Pășești? Adică mergi prin tunelul cu apă, știi? Mergi prin... Lasă aia și vin la noi, bă. Lasă aia ieșirea la Mediterana, bă, și vin la noi. Lasă aia plajele după Ibița, unde se bat buluc ăștia din Inglaterra, englezii, știi? Că merg acolo, că îi ofert acolo 2 în 1, nu știu ce au la, mă rog, la sau 2 cu 1 sau ceva de genul ăsta, așa că nu știi cum să le explici, a? Și vin la noi. Vin la noi. Noi avem o ofertă turistică extraordinar. Vin la noi la turismul de, cum se cheamă ăsta, monahal, nu monahal, cum era la noi? Ecumenic. Ecumenic, da. Ecumenic. Bun. Avem turismul ecumenic, dar am închis la Dorna că ecumenicul ăla de la Dornarin, cum îi spune, bă, deci... Era probleme cu insul, deci acolo e... Al comisului. Da, clar, pe bună dreptate o închis-o. Pe bună dreptate, acolo este un picuț, era cât să faci foc ca să faci două gratare din lemnic și alea date cu lac, lăcuite fest. Turismul e cum? Ce mai avem? Avem căi de acces, avem drumuri. Să nu uitați, vă rog. Drumuri ca la noi nu este. Păi uitați-vă drumurile județene. Este păcat că, știți, oferta turistică probabil ar fi fost mai bogată dacă domnul Lungu nu s-ar fi implicat ca firmele care lucrau în municipiul Suceava să nu-și termine activitatea. Vă dați seama ce obiectiv turistic ar fi fost firma VC Construct Botoșani în timp ce făcea lucrările peste pasarelă? Da? Și venea ghidul, și închipui ghidul domnilor din Barcelona și acum priviți în acesta este un nou obiectiv turistic al Sucevei, modul cum se făcea beton acum 200 de ani. Să nu mai vezi cafea din cumpărăți. Eu nu-ți cumpără cafeaua, dar să nu mai cumpărăți, să nu crezi. Mă da pe degeaba. Nu? Da, da, cum? Da, priviți. Ce să mai priviți? La pasarelă nu puteai să... Le puteam vinde și niște telescoape. Era închisă. Nu? Sau, spre exemplu, așa, și uitam la pasarelă. Priviți cu atenție la pasarelă cum se lucra cu 100 de ani la noi. La șoseaua de centură veneau și spuneau, domnule, ce, uite, vă prezentăm vechi și nou. Suceava, uite aici, are o bucată bună și cealaltă bucată care nu o să gate niciodată. Sau, mă rog, cât timp o să fie Cătălin Chivor și PSD-ul la putere. Nu o să niciodată. Deci, vedeți? Lucru, pac și... Deci, da. Nu? Adică în contraparte. Sau dă stâlpul din mijlocul drumului, de zidul morții. Norocul adică nostru, sunt multe obiective din astea, nu? Norocul nostru și ghinionul domnilor turiști, pentru că este un ghinion, domnul Ioan Lungu s-a implicat personal în această problemă și lucrările s-au terminat. Ba, mai da și o stică de whisky. Vedeți? Băi, deci și pe lângă asta. Și nu, asta acum e un pic jenant. Ar fi trebuit să facem un pic o chestie, să fim solidari cu domnia sa și să punem mână de la mână, bă, să totuși să punem și noi banii pentru sticla aia de whisky. Adică noi suceveni, așa în general, dragi lui suceveni, pentru că, bă, nu-i ușor. Nu-i ușor, bă. Băi, nu-i ușor. Adică ai văzut, omul are, că a dat la gazetă, bă, omul are salariu, vai de mama lui, are drumuri, da, București, are deplasări, are familie mare, are, băi, deci nu-i chiar, știi? E un pic complicat, totuși. Nu, e complicat un pic. Deci și responsabilitatea foarte mare. Da? Deci nu numai da, răspunderea așa față de noi. Responsabilitatea funcției este foarte, foarte mare.
Este. Nu oricine. Deci nu oricine își poate permite să, să ajungă acolo și să coordoneze lucrările așa cum face domnul primar. Deci mărimea responsabilității, în general, în zona, în zona primăriei, a primarului și în zona președintelui Consiliului Județean, se vede cu ochiul liber. Și a colaboratorilor deci mărimea responsabilității se vede cu ochiul liber. Domnule, stai și te uiți și vezi. E responsabilitate. Nu e, e multă responsabilitate. Dar avem, ca să nu uităm la oferta turistică, vă spuneați de avion, că s-a vândut, că s-au făcut, că n-ați reușit dumneavoastră să ajungeți la Viena. Așa am ajuns, dar Viena, mai târziu. Dar mai târziu un pic. Da. Asta pentru că nu era cursă de Suceava. Vreau să știți, spre exemplu, că am avut săptămâna trecută, am văzut-o, ce înseamnă că eu sunt cu francoalea, eu sunt cu franțuzismile, cu englezismile, stau de la satisfăcător spre prost. De la ed înseamnă, adică că nu mai este. Noi dăm un fel la, de la fel la, de la delete, așa, adică șters, nu? Bă, că era un panou, l-a pus cineva, l-a filmat săptămâna trecută, când se vine avionul, samaliotul de București, de București să ajungă la Suceava, scria la cursă decât la autopeni. Bă, și ăștia, ca să zic, să nu mai exprim decât, știi? Era scris acolo, adică era anulată cursă. Întreb decât organele competente, care e la aeroport. Băi, n-avem... Așa cel puțin spunea că, cum mă uit în față, decât îl privesc franș în ochi așa pe Cătălin Nichifor. Băi, n-aveam cel mai tare aeroport din Europa? Nu, era din România după București. A, în România? Bă, hai să fim... Da, ați văzut, la București era deschis. Bun. Deci, vă doi fulgi din ea și o leacuță de zăpadă pe jos, molcuță, o făcuță, nu poate ateriza planul de Suceava? Sau pista din cauza că s-a întins pista? Ce mai au dat odată apa peste ea și s-a întins pista, s-a făcut mai mare, așteptam un Airbus, ce, care a fost povestea? Bă, când să vină patriarhul, o da și ața, nu s-a putut. Bă, când să vină, să ne vină parlamentari acasă, bă, nu s-a putut pentru că odată-s luata. Bă, dar aeroportul l-am făcut numai pe timp de vară și pe soare frumos, că și pe soare s-ar putea să avem probleme. Cum să zicem, bă, se topește asfaltul și avionul a aterizat și nu l-am mai găsit. Că a intrat în asfalt. Eh? Atât de elastic. Adică, ca să înțelegem și noi, totuși, de ce avem aeroport? Ce ne spunem noi la barcelonezi ăștia care vor veni să ne asalteze, bineînțeles, motivat de agențiile de turiști și de oferta noastră turistică, ce să le spunem noi vis-a-vis de ceață și vis-a-vis de ploaie? Că le-am spus, ne-a spus nouă. Că e frumos, că e bine, care să fie, no, că de ceață, aterizează toate avioanele. De ceață, să știți că îi lăsăm în ceață când ajung aici. Acolo nu, acolo încă e cu abureala. Aici. Acolo e cu abureala și ceața e aici. Când ajung aici, deci în prima întrebare pe care și-o pun, e ceva de genul ce căutăm în junglă. E ceva de genul, când e următoarea cursă, nu mai plec din aeroport, mă duc acasă. Zic că aud aici, totuși, nu? De ce am venit aici? Da, e, cred că momentul potrivit să ne luăm un pic de publicitate. Ne reîntoarcem însă, pentru că mai avem niște știri, o să vedeți despre ce e vorba. Povestim de bazar, de pasarele, de știri, de 1 decembrie, de fasoliada, de la Rădăuți. Povestim și de ea, povestim, nu? Sigur, cum să nu? Povestim, revenim. Da, suntem din nou, avem câteva titluri interesante și o să vedeți că merită să rămâneți cu noi ca să povestim. Dacă tot am terminat într-un ton optimist așa vis-a-vis de aeroport, nu pot să trec mai departe fără să vorbim tot de aeroport, pentru că e aeroportul nostru cel de toate zilele. Văd o știre aici în presa săptămânii trecute, care spune așa. Zborul Tarom Suceava-București a fost anulat din cauza ninsorii. O leacă de zăpadă înseamnă ninsoare? Bă, a fost o fel de fleșcaia, o leacă de zăpadă. Bă, o nins. Bă, dar nu o nins. Nu de jumătate de metru, bă. Nu a fost nămeț. Făceai ca să, tunel ca să poți ieși, bă. Deci nu nămeț. Bă, a fost o leacă de ninsoare. Un pic de ninsoare, întreb. Ninsoare ce a dat peste cap și traficul aerian. Asta e cea mai tare. Ce a dat peste cap? Trafic aerian? Nu o iau din câte... Deci, ninsoare a dat peste cap și traficul aerian aproape inexistent din județ, în cursul zilei de ieri, finalul zborul Tarom Suceava București, iar cei 20 de pasageri care aveau bilete pentru această cursă, băi, deci era aglomerație, îți dai seama. Deci erau și locuri în picioare. Deci stăteau oamenii și în autobuz, știi? Prins cu șleica aia, știi? La bară, știi? Ca să stăteau ca să poată să... au trebuit să găsească alte mijloace de transport pentru a ajunge în capitală, băi, deci da, au venit aia care au rămas, aia 20, au ajuns la Suceava, știți cu ce, nu? Autofreza.
Omnii cu autofreza și cu aia, bă, și cu de dat... Cu? Cu șenilata. Cu șenilata, omnii, da, cu șenilata, că n-aveau cum era zăpadă, nenorocire aici, bă, deci ce vorbe? Deci, aia mică de la Rădăuți, nu? Aia mică de la Rădăuți, cu aia au venit, au pus câte 3-4 frumoșel și tot i-au dus. Așa cum este integrația directorului aeroportului Suceava, Ioan Măriuța, motivul principal care a dus la luarea acestei decizii a fost vizibilitatea redusă din cauza ceții. Băi, da, băi, să mă urmăresc și mine cineva, deci vreau totuși domnul Măriuța, domnul Cătălin Nechivu, bă, un cineva care se pricepe. Băi, n-avem noi cel mai, să mă rog, al doilea cel mai performant aeroport din România, care are lumini de alea de tip... Și sistemul de aterizare pe timp de ceață, nu? Asta am înțeles. Fără pilot, aproape. Am achiziționat adică un ceva, sistem, nu? De aterizare pe timp de ceață foarte performant. Că, de fapt, toate lucrările de la aeroportul din Suceava au fost cauzate tocmai de lipsa acestor dotări, dar dincolo de pista mai mică, dar și înainte de a se moderniza aeroportul, era aceeași problemă cu ceața la Suceava. Și din acest motiv s-ar fi achiziționat unul dintre cele mai moderne sisteme de ghidare a aterizărilor pe timp de ceață. Adică avem așa ceva sau nu? Că de fapt asta e întrebarea care avem timp după Cireș. Avem așa ceva? Este pus în funcțiune sau nu? Adică riscăm în continuare să plecăm de la București spre Suceava și să aterizăm la Iași sau la Bacău pentru că e ceață la Suceava sau nu? Sau poți să aterizezi la Cernăuți? Și acolo e ceață mare. Acolo, da, dar acolo probabil că s-ar aterizează mai mică, să nu mai ajungi la aia dacă Suceava. N-au de ăsta performant cum avem noi, că practic la noi ar trebui să fie atât de performant sistemul ăsta, că pilotul, ca să folosesc o expresie a unui coleg, era aproape opțional. Adică puteai să-l ai, puteai să nu ai, era facultativ ceva, știi? Adică pe timp de ceață, pilotul făcea, dădea scaunul pe spate și făcea, băi, de acum mă duce sistemul, înțelegi? Mă duce la... care el nu, știi? Ăla vinea, pilotată, cu tare, ajungea și spunea la pasageri, frumos printre pasageri, băieți, hai că aterizăm acum singur, știi? Ca să, așa, deci era performant tare și aflăm acum că, de fapt, la un picuț de zăpadă, nu, la ceață, nu, mai dacă dă un picuț de ploaie, iar nu. Întrebarea este, ce facem cu aeroportul? Întreb, adică, ca să zic așa, adică folosim numai pe timp de ploaie cu flota aia pe care ne-a obișnuit Cătălin Nechifor când a făcut air show-ul ăla cu flota aia de două persoane, două locuri, adică în afară de pilot sau cu tot cu pilot? Pentru aia am făcut aeroportul ăsta și investiția asta de multe milioane de euro. Așa, pentru aia am făcut. Curse neregulate facem la Florin. De la Florin și de la Frătăuț, nu? Frătăuții vechi. Facem neregulate. Cursele nu sunt regulate, că dacă ar fi făcut cineva chestia asta, probabil că lucrurile ar fi fost bine. Dar așa sunt neregulate. Cursele, evident. La Rădăuți am văzut aglomerație mare în zona, celor care doresc să rămână, să mă rog, să fie șefii primăriei, șefii Rădăuților, sau cel mai tare din Rădăuți. Constantin Boleacu, citesc din săptămânalul de Rădăuți, dragii mei, voi candida la funcție de primar al municipiului Rădăuți dacă vei fi preferat de cetățeni, iar sondajele vor arăta acest lucru. Asta spune directorul economic al Spitalului Sfânt Ioan cel Nou din Suceava, Constantin Boleacu. Cum e de comentat, domnul? Bun. Păi da, acolo, deci domnul Boleacu, din ce știu eu acum, ca să dezvoltă subiectul. Domnul Boleacu face parte din desantul din cei trei care au speriat Vestul, sau mă rog, care au speriat Suceava, e vorba de Boleacu, Reman și Tătar, cei trei vicepreședinți ai zonei Rădăuți, vicepreședinți PSD. Acum ar trebui să înțeleg că Boleacu va candida din partea PSD-ului, pentru că acolo PSD-ul deja l-a bătut în cuie, se poate spune, adică în fung de, da, la candidatură pe Nistor Tătar. Vedeți, cum, deja... Nu, m-am dus în baraburi. Domnul Tătar este clar candidatul PSD Rădăuți la funcția de primar al municipiului Rădăuți. Da, inclusiv în săptămânalul, scriem de vreo 3 săptămâni, organismele care generează candidatul PSD Rădăuți, de la PSD Rădăuți, au confirmat acest lucru, au fost tot felul de ședințe, s-au analizat cererile de acolo. Domnul Nistor Tătar, președintele PSD Rădăuți, a fost desemnat candidatul PSD Rădăuți la funcția de primar al municipiului Rădăuți. Acum există posibilitatea ca PSD Suceava să-și desemneze candidatul la PSD Rădăuți. De ce nu? O să fie două candidaturi? Și atunci, în mod clar, candidatul PSD Suceava la primăria Rădăuți este domnul Constantin Boleacu. Deci nu se poate altfel, aha, nu? Și în condițiile astea, ca să ducem mai departe, să ducem mai departe discuția noastră și să dezvoltăm subiectul, așteptăm și varianta PSD București. Nu există, nu PSD București. PSD Național. Nu, mai este o variantă PSD Fălticeni via București pentru primăria municipiului Rădăuți. Deci PSD-ul este un partid așa de mare încât poate genera candidați, adică, la Rădăuți. Adică practic poate și-ți permit orice. Orice, da. Avem candidatul de Rădăuți la primăria Rădăuți, candidatul de Suceava la primăria Rădăuți, avem candidatul Fălticeni la primăria Rădăuți. E adevărat că el e din București.
dar este susținut de Fălticeni, nu de București. Practic, pe listele electorale să înțelegem, s-ar putea să apară o chestie de genul PSD Fălticeni, PSD Suceava, PSD Rădăuți, fiecare candidatul lui. Fiecare candidat. Acum, că vorbeam de București, probabil lucrurile acolo se vor lămuri. Pentru că e hazliu. Dar asta se întâmplă în momentul în care, într-adevăr, ai un partid mare care îți poate genera foarte mulți candidați, nu? Nu oricine își poate permite să aibă așa de mulți candidați. Doar PSD-ul putea face acest lucru. Chestia asta, da. Și dacă îl citesc pe tânărul PSD-ist rădăuțean Mihai Reman, care spunea, doamne, suntem un partid foarte mare care poate genera în componență foarte multe persoane capabile să fie oricând primar de Rădăuți. Păi deci de ce nu? De ce Suceava n-ar avea asemenea persoane capabile să fie primar de Rădăuți Fălticeniu, nu? Deci în condițiile astea văd o luminiță și pentru Băișan. Și pentru Lungu. Deci sugera să candidezi la Rădăuți? Nu, să candidezi la Suceava, dar pe Via, știi? Via 1, via Fălticeni, 1 via Suceava, 1 via București, știi? Și s-ar putea ca și Suceava să aibă în condițiile astea șansa să-l aibă din nou ca și candidat pe Lungu și pe Băișanu. În urma intoxicărilor venite pe diverse canale, țin să le transmit rădăuținilor că voi candida pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, dacă voi fi preferat de cetățeni, iar sondajele vor arăta acest lucru. Hotărârea definitivă în acest sens va fi luată după efectuarea sondajului, așa cum s-a stabilit în ședința de birou executiv al PSD din 23 octombrie 2015, a spus Constantin Boliacu. Din declarația domnului Boliacu reiese foarte clar intenția dumnealui de a candida. Asta observ eu. Dorința de a candida. Acum, care sunt pașii, etapele, dacă vreți, statutare stabilite la nivelul partidului? Nu știu exact ce dorește dumnealui și cum vede pașii el, chiar și în declarația pe care a citit-o dumneavoastră, amintește o decizie luată la nivelul organizației județene. Numai că cei de la Rădăuți spun că la nivel județean nu se poate lua o decizie trecând peste decizia organizației locale. La modul că organizația locală generează un nume care este într-adevăr analizat la organizația județeană, dar dacă este respins, tot organizația locală generează alt nume. Nu există o procedură prin care organizația județeană să stabilească, știu eu, candidați la organizațiile locale. Adică ei ne amestec cu treburile interne, ca să înțelegem așa în cuvinte puține, nu? Cam așa, sau, mă rog, da. Cel puțin în teorie. Cert este că săptămâna trecută la Rădăuți, pe 28 trecute fix, nu de ziua Bucovinei, nu sâmbătă, parcă se întâmplă povestea asta, sâmbătă la ora 5 și așa mai departe, a fost o inițiativă a organizației PSD Rădăuți de a sărbători ziua Bucovinei, o inițiativă pusă în valoare acolo de candidatul PSD Nistor Tătar, asumat de PSD Rădăuți, Nistor PSD Tătar, Rădăuți. Șef organizației, președintele organizației PSD Rădăuți, a fost muzică populară, a fost distracție, au fost fasole, cârnați, a fost țuică fiartă, a fost vin fiert. Au fost și participanți, că asta e foarte și interesant. Și participanți, dar oamenii simt nevoia la un moment dat să iasă un pic adică din monotonia zilelor așa de început de iarnă. Da, a ieșit lumea, mai ales că acțiunea a avut loc undeva lângă patinoarul nou instalat în centrul municipiului. Lumea a venit, s-a simțit bine acolo. Da, au venit și reprezentanții organizației județene, da, a fost și domnul Cătălin Nechifor pentru câteva momente acolo. A fost și domnul Boliacu la fel. Cum să vă spun eu, PSD Rădăuți nu se arată așa o ruptură cum sunt în alte. Chiar dacă domnul Boliacu, vedem, dorește și dumnealui să candideze, domnul Tătar, organizatorul acțiunii, candidează și dumnealui, asta nu înseamnă că n-au stat la aceeași masă, că n-au discutat, că nu au socializat cu cei de acolo. Dar, da, a fost o acțiune tipic electorală, pentru că vrem, nu vrem, în final... În zona asta am ajuns, da. În zona asta s-a ajuns, chiar dacă s-a încercat să se evite discursul pompos, scorțos al campaniilor electorale. Nu, a fost o întâlnire pur și simplu în centrul rădăuților cu rădăuțenii care și-au dorit să iasă din stradă pentru o astfel de activitate. Să nu uităm că și alții au mai organizat asemenea acțiuni, nu de la fel de mare amploare, dacă doriți. UPR-ul domnului Andronache la fel a avut un alt gen, ceva mai discret, dacă doriți, în Parcul Central, unde s-a cântat la fel, s-au întâlnit oamenii care se cunosc așa mai departe, dar
Pentru ora 20 de fiecare dată, data de 28 noiembrie a reprezentat un moment pentru a se organiza diverse acțiuni. Dar să nu uităm că în Rădăuț funcționează și Centrul de Studii Bucovina al Academiei Române, care a ținut vie data aceasta, dacă doriți, de 28 noiembrie. Noi acum e pentru prima dată când sărbătorim ziua Bucovinei, dar în Rădăuț întotdeauna au fost organizate tot felul de manifestări pentru a se marca această zi. Nu e ceva nou. Da? Caracterul noutate poate implicarea un pic mai pregnantă, dacă doriți, a partidelor politice, cauzat implicarea fiind de anul preelectoral în care ne aflăm. Dar în fiecare an, pe 28 noiembrie, în Rădăuț se întâmplă lucruri. Se întâmplă ceva. Vă spuneam, evenimente generate de cei care chiar cercetează fenomenul și cei care încearcă să le explice celor care doresc să afle ce s-a întâmplat în Bucovina în acea perioadă. Da, spuneam că lumea s-a mobilizat, PSD-ul cu Nistor Tătar, PSD Rădăuț cu Nistor Tătar la conducere, a făcut posibilă acea manifestare în parcul, nu în parc, în nu, parcarea, în parcarea centrală. În parcarea centrală. La fel și am văzut, spune și UPR-ul, care are o problemă, am înțeles, de legalitate, o problemă de înregistrare, sau mă rog, cel puțin asta se vorbește pe la colțuri așa, cum că UPR-ul ar avea Uniunea pentru Rădăuț, o problemă de înregistrare la instanță. Acum, cel puțin asta e... Că este problemă sau nu... E o șușanea, știi? Nu știu cu exactitate, chiar nici nu am vorbit pe această temă cu domnul Andronache. Știu că săptămâna trecută îmi spunea la un moment dat că trebuia să aibă un răspuns cu privire la finalizarea procedurii de formare a partidului, nu? A formațiunii politice care să le reprezinte. Nu am mai discutat de atunci, nici nu m-am mai anunțat că s-ar fi rezolvat problemele, ceea ce mă determină să cred că nu s-au rezolvat încă problemele. Într-adevăr, la nivel de zvon, se discută că în prima instanță, de fapt, ei erau la camera preliminară acolo, nu ar fi fost complete tot dosarul, că mai este nevoie de încă un termen, nu știu. La urma urmei, nu e chiar așa de ușor să înființezi un partid cum credeau unii la un moment dat. Se pare că nu cred că se poate forma un partid doar pentru un cartier sau pentru un oraș. Se pare că e nevoie de o reprezentare ceva mai largă, mai mare, și lucrurile se pare că nu s-au înțeles chiar foarte bine de la început, dar sunt convins că domnul Traian Andronache, ca și domnul Voleacu, este la fel de convins să candideze, indiferent de situație. Da. Da, e foarte, foarte adevărat. Rădăuțiu probabil că își va păstra, să spunem așa, titulatura asta de, știi, de Republică, de Republica Rădăuți, și vom vedea ce se va întâmpla. Sunt chiar sunt curios să nu uităm, să amintim despre ce a făcut băiatul, copilul tău, Șerban, la Viana. Păi pentru că trebuie amintit, da. Și trebuie să spună un tată mândru. Da, despre ce a fost acolo, pentru că e o realizare, cum să spun, adică la ce văd eu aici, chiar e o realizare. Da. Ai ajuns într-un sfârșit cu Șerban la Viena. Da, am ajuns într-un sfârșit, da, după peripeții frumoase. De asta chiar mă gândesc cu seriozitate la activitățile pe care le face domnul Nechifor pentru a atrage cât mai multe curse aeriene la Suceava. Pentru că, spuneam, am plecat cu băiatul la un concurs la Viena cu avionul de la aeroportul din Iași. Jumătatea din cei din avion erau fețe cunoscute, deci nu că erau din Suceava, erau din zona Rădăuți chiar, persoane pe care le mai văzusem, foarte multă lume din zona noastră circulă acolo, iar ce să v-am mai povestit, am avut peripeții gen cu overbooking, da, bilete vândute în plus, cu tot felul de... Da, până la urmă am ajuns și am făcut ce trebuia să facem acolo. Da, și văd aici, ca să citesc eu, să spun eu, Șerban Cotos, 6 recorduri naționale la un concurs de not din Austria, 6 locuri întâi și un loc 3, noi recorduri naționale la probele de 50-100, fluture 100, 200 liber, 100 spate și 200 mix. Asta înseamnă o participare chiar foarte, foarte bună. Da, din câte am vorbit cu antrenorul dumneavoastră, cu Cezar Moscaliuc, în istoria Sucevei sunt suceveni care au doborât recorduri naționale, dar niciunul nu are 6 recorduri într-o singură competiție, dar 6 recorduri în ceașa nu are. Pentru Suceava este într-adevăr, sau ar trebui să fie rechific, ceva, nu reprezintă foarte mult, în schimb, pentru cei care conduc sportul la nivelul școlii generale numărul 3.
Din nefericire, Șerban, care are concurs luna viitoare, azi și mâine trebuie să se urce mașină să plece să se antreneze la Fălticeni. Pentru că de ce? Pentru că doamna directoare de la școala 3 așa a hotărât. Deci asta este răsplata Sucevei pentru copiii care muncesc acolo. Vreau să așa vă spun vreau că... eu, nu? Da. Păi motivul că așa vreau, chiar asta este... Așa vrea mușchine. Așa vreau, eu sunt directoare, eu sunt protejată politic de toată lumea. Da, 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 am să vă povestesc, că nu am răbdare chiar pe tema asta. Gândiți-vă, în această dimineață vin copiii de la campionatele naționale de la Hunedoara, avem campion național la 100-250 bras, care peste o săptămână jumătate reprezintă România la internaționalele centrale europene din Ungaria și copilul ăsta n-are unde să se antrena și mâine, da? Ne-au scos la fel antrenamentele de după amiază, pentru că doamna așa vrea. Deci avem la școala 3 o directoare care așa vrea, am înțeles că trebuie să bagem bazin, nu știu ce, protejat a unui politruc de prin zonă. Aha. Da, nu, și am spus foarte clar, cei care pleacă, pleacă cei de la performanță. Ce performanță? Recorduri naționale? Ce sunt astea, recorduri naționale? Eu sunt director și așa fac. Și este jenant, pentru că sunt convins că nici primarul Lungu, a cărui numele invocă des doamna, nu știe de lucrurile astea. Sunt convins că nu știe Lungu și nu Lungu este cel care promovează astfel de... de... Cu toate că doamna se laudă des. Dar poate, poate ne aude primarul, nu știu. Și, dacă ne confirmă. Credeți că ne aude? Credeți că ne aude domnul primar? Că dacă ne aude, am o rugăminte. Știu că dumneavoastră în ultima perioadă, domnule primar, aveți grijă ca toate documentele de la primărie să fie extrem de legale. Și vreau să, cum să spun, să vin în sprijinul noastră, în sensul că săptămâna trecută doamna Sidonia Petrei, directoarea de la această școală, invocând faptul că nu are bani care trebuia să iabă de la primărie să mute arhiva școlii și să cumpere un aspirator, a cerut de la părinți câte 25 de lei pentru arhivă și 5 lei pentru aspirator. Eram la Viena cu copilul, n-am avut timp să-i dau banul. Nu vreți, domnule primar, să-i dați noastră? 25 de lei. Da, 25 de lei pentru arhivă, așa, și 5 lei pentru aspirator. Da? Ca să fie totul legal. Dar poate să se sesizează și inspectoratul școlar, că avem acolo tot, da? Un inspector general, rog, care se sigur numește... Da. Domnul primar, știți, ca să fie totul legal, eu nu... Că găselnița asta cu Asociația Părinților nu ține, nu sunt membru Asociației Părinților și nu vreau să-mi bage nimeni mâna în buzunar. O fi doamna Sidonia cea mai mare directoare și cea mai bună directoare de la școala 3 sau din județul ăsta. O fi ea protejată nu știu de cine. Dar se pare că este protejată, pentru că prea-și permite în ultima vreme să fac orice. Inclusiv treaba asta cu banii. 25 de lei pentru arhivă și 5 lei pentru aspirator. Dacă ne-ați auzit, domnule primar, poate... Și poate un audit, poate, nu știu, să vedeți ce cu banii. Poate ceva ce se întâmplă acolo, pentru că ar trebui să văzut, da, văzut cineva. Și în dimineața asta, vă spun iarăși, în dimineața asta trebuie să scot încă 10 lei, ca băiatul meu care face not de performanță și are rezultate, să plece să se antreneze la Fălticeni. Pentru că în Suceava... Pentru că acolo se poate, ca să... Da, se putea oriunde în altă, da, parte. Dar la Suceava nu se poate, pentru că doamna Sidonia, ci că e tare bună prietenă. Aha, am cu cineva și motiva de asta. Trebuie să spun doar că, să mai fac o precizare, deplasarea sportivilor în Austria a fost asigurată, e vorba de cei care au, de notătorii care au fost la Viena, a fost asigurată de Asociația Județeană de Natație Suceava, sprijinul financiar venind de la părinți, de la Eger România, Superstar Rădăuț și Nistor Tătar. Trebuie spus, pentru că sunt oameni care se și implică în așa ceva și atunci când o fac, trebuie nominalizat. Vorbim și în Suceava de persoane la fel care s-au implicat inclusiv în acest fenomen. Nu, chiar sunt oameni care își doresc ca sportul în Suceava să meargă pe căi normale. Dar în momentul în care, din cauza legislației, din cauza conjuncturii, dacă doriți, la friele acestor structuri sportive, da, la butoane, apar tot felul de persoane care n-au absolut nicio legătură, nicio competență, aș spune eu, în zona sportivă, a managementului sportiv, pot apărea tot felul de situații care perturbă. Și nu e ok. Corect. Și nu este ok, pentru că la urmă noi vorbim despre munca unor copii, vorbim despre sacrificiul pe care îl fac poate unii profesori ca să vină, dar nu-i pentru accesibil pentru orice profesor să te trezești la ora 5 dimineața, să vii la 6 la bazin, să stai cu o grupă de performanță până la 11-12, după amiază iarăși de la 6 până la 8 seara să stai cu copiii, să ajungi acasă la 9 seara. Nu, asta nu contează. Ideea e că noi suntem directori și dacă suntem directori ne permitem, dar nu uitați, director, dar nu este bazinul nostru de acasă.
Da? Nu este bazinul noastră. E publică instituției. Și acolo, la materie de partea juridică, acolo la bazin, mai există niște lucruri. M-am interesat chiar pentru că eu, ce nu s-a înțeles, eu m-am mutat în Suceava copilul meu tocmai pentru ca el să poată face not. Că dacă vreau să facă not la Fălticeni, mă mutam la Fălticeni. Și în situația asta sunt obligat să mă uit să văd și eu exact ce se întâmplă acolo. Corect. Da, pentru că nu e normal. Suceava, însă, vreau să spun, Florin, într-adevăr, cei care sunt, care ar trebui să ia niște măsuri în această zonă, ar trebui să se autosesizeze, sau, mă rog, să pot sesiza și după cele spuse de colegul nostru, de Florin Cotos, tatăl lui Șerban, cel care are 6 recorduri naționale noi și care a făcut o figură frumoasă României, că acolo, la Viena, a participat România, da? Ca să fie foarte clar, acolo a fost steagul României, să fie foarte, foarte bine înțeles, da? Folosim chestia asta când avem nevoie de, de foloase politice, folosim chestia asta că, mamă, ne implicăm sportul, alea, dar până la un punct. Așa că poate punctul ăsta a venit și ar trebui să faceți mai mult acolo, în zona asta. Cei care trebuie să o facă, primarul, inspectorul școlar și așa mai departe, că încă avem inspector școlar, dacă nu știați. Dar începe, domnule, deci vezi, uite, până acum pe Băișanu, pe bune spun, aveam eu o problemă, băi, spuneam, bă, Băișanu, Ștefan, în alba sfinția sa și așa mai departe. Băi, deci omul s-a purificat. Da? Da, deci citesc din el acum, din clasă ce în viață. Uite acum, deci, și a început cu el, frate, purificare. Ca să înțelegem, da? Adică eu cel puțin așa înțeleg eu. Dacă poate articolul, decât eu știu, titlul este tendențios. Dar nu cred. Ha? Uite la gazetă ce spune, decât în Crai Nou. Deputatul Alexandru Băișanu către PNL și către el. Îți dai seama, adică înțelegi, da? E momentul să le redăm oamenilor așteptările mari pe care le au plecând de la propria deratizare. Bravo, domnul deputat! Să înțelegem că nu mai candidați pentru Parlament și pentru primărie și vă lăsați de politică. Bravo! Ei, uite, asta dai o știre, domn. Nu, dar, pe bune, mai încerc o dată, nu? Poate eu mă pricep la... Da? E momentul să le redăm oamenilor așteptările mari pe care le au, virgulă, plecând de la propria deratizare. Adică vorbește decât de persoana domniei sale, nu că vorbim propria deratizare. Bun, el s-a adresat către PNL, dar el fiind membru decât PNL, deputat și așa mai departe, plecând de la propria deratizare, a plecat deratizarea prin Alexandru Băișanu, adică cu exemplu personal, nu? Și spune, adică, ne-am mai citit articolul, că nici nu are rost acum, eu plecând în titlu, zic așa, că domnul deputat Alexandru Băișanu, pe care l-a mustrat conștiința, l-a luat așa la palme conștiința, a zis, bă, nu mai vreau nici politichie, bă, nu mai vreau nici, mă las de cele lumești, mă las de parlament, de politichie, de primar, de funcție, de așa mai departe, nu mai vreau, mă retrag la cele preoțești, să înțeleg, nu? Sau la cele universitare. Dar, mă rog, politichie nu. Deci, domnul Băișan, dacă a stat așa o decizie, brava, salutară, bă, salutară. Era momentul potrivit să dați un exemplu. Deci, exemplu personal. Plecați din politică și lăsați loc altora. Bravo. Uite, vezi, domnule, unde... N-am știut că e în stare de așa ceva. E? Cum e, domnul Băișan? Bazarul Suceavei va fi deschis săptămâna viitoare, ci că data de 2 e dată aș fi fiind bătută în cuie. O știre din Monitorul, Bazarul Suceavei redeschis, autorizat de ISU. Pompierii Suceavei ne-au inspectat joi seara centrul comercial din Lunca Suceavei, constatând că sunt condiții pentru autorizarea acestuia, dar că mai sunt necesare câteva documente. Comercianții nu vor plăti chirie pentru perioada în care bazarul a fost închis. Este de remarcat faptul că s-au făcut eforturi mari în timp scurt pentru a fi respectate norme de securitate la incendii. Deschiderea bazarului se va face cu siguranță curând, dar nu putem avansa o dată sigură acum, a precizat generalul ISU Ion Burlui. Mai erau câteva, că citem și din Clasici în viață, mai erau câteva aspecte minore de rezolvat, sesizate de pompieri, am fost și dimineața în bazar să discut cu oamenii de acolo, pentru că problemele respective îi privesc în mod direct, fiind vorba de modificări de acces și de amplasare a unor chioșcuri, astfel încât mașinile de intervenție să se poată deplasa cu rapiditate pe culoarele create. Odată cu rezolvarea acestor probleme, putem redeschide bazarul, spune primarul și șeful municipalității Ion Lungu. Deci e clar, bazarul va fi pornit și primarul a făcut ceea ce n-a reușit să facă timp de 11 ani. Bun. Lucrurile
Eu le privesc acum și un pic altfel. Am discutat despre modernizările făcute la bazar, despre faptul că s-au cheltuit multe milioane de euro și rezultatele s-au văzut, dar bun, suntem în zi... Și se văd încă. S-au mai împrumutat bani pentru un gard, s-au alocat bani pentru un gard, dar vreau să ridic și celălalt aspect. Să nu uităm că bazarul a funcționat atâta timp fără absolut nici un punct de vedere public, cel puțin, al celor de la Iisus Suceava. Mie îmi sunt simpatici oamenii de acolo și domnul Burlui a mai fost, a plecat pe la București, s-a întors, dar nimeni de la ei nu a bătut la ușă la primărie sau în altă parte să spună, domnilor, nu este ok ce se întâmplă acolo. Dar și ei au așteptat să se întâmple nefericitul eveniment de la București și să primească ok-ul, da, ca să intervină în această zonă. Ca și în cazul amplasamentului turistic, dacă doriți, al Tomisului, nu? Cum? Da. La fel. Da. Deci, cu toate că s-a sesizat în presă, eu am citit de foarte multe ori despre posibilul pericol de la bazar și de la acel centru turistic. Dar nimeni, absolut nimeni de la Iisus Suceava, cel puțin în declarațiile publice pe care le-am văzut eu, nu a atras atenția în mod serios. Și când vorbesc de mod serios, mă gândesc la sancțiuni, amenzi, avertismente și așa mai departe. Sau la închiderea activității pe o perioadă de, până la reglementarea lucrurilor. Da? Văd o mare problemă la primarul Lungu în sensul acesta, al responsabilității edilului în raport cu lucrările efectuate acolo, lucrările de modernizare, care ar fi trebuit să țină cont de recomandările ISU pentru a avea autorizație de funcționare. Din acest punct de vedere, da, este responsabilitatea primarului Lungu și la momentul potrivit poate ne va povesti de ce a cheltuit acești bani fără să aibă tot ce este necesar pentru autorizare. Pe de o parte, dar pe partea cealaltă, responsabilitatea ISU nu o vedem, ISU tocmai treaba asta o avea, nu? Cel puțin, dacă nu, de coordonare și control. Pe partea de coordonare, nu trebuia să vină să spună, domnule, nu e ok ce ați făcut, cheltuiți bani, nu? Cineva probabil care a autorizat lucrările acolo sau a efectuat niște lucrări la modernizare, nu? Corect. Nu se putea autoriza fără acceptul ISU. Cei de la ISU nu au văzut și au spus, domnule, nu aveți căi de acces, nu aveți alea, nu aveți aia. Mult că ăia de la ISU au venit și au fost în control, au făcut un proces verbal în care au spus ce trebuie făcut. Da, și trebuia să urmărească mai departe. Da. Au dat și un termen până pe 1 mai. Întrebarea simplă este de ce n-a fost închis bazarul dacă trebuia făcută chestia asta pe 1 mai. Știi ce s-a întâmplat acum? Da. De ce? Care e explicația că pe perioada verii, spre exemplu, când lucrurile nu s-a închis bazarul ca să intre în legalitate și s-a închis acum? De ce a așteptat să se întâmple o tragedie ca să poată rezolva o problemă? De ce, spre exemplu, la centrul ăla lui Snagoveanu, cum îl cheamă pe ăsta, mă, de la Tomisului și cum îl cheamă așa, da? Episcopul, în alt presbiția asta de la, așa, care a făcut centrul ăla episcopal, ce a făcut el acolo la de relax și de așa la Dornarin. De ce l-au închis acum? Și nu l-au închis până acum. S-a găsit acolo. Sau de ce i-a lăsat problemele să acolo? Au apărut așa peste noapte și n-au fost până acum? Adică ar trebui să dea cineva niște explicații, să spună, băi, deci poate am gafat, poate am fost prea indulgent, poate. Adică e simplu de spus, l-am închis. Ok, e în regulă. Dar de ce acum? De ce a trebuit să întâmple povestea asta de la colectiv, tragedia de la colectiv, ca să intre în atenția ISU și problemele astea și nu s-a întâmplat înainte? Da. Nu? Să nu uităm un singur lucru, că toate aceste lucruri care s-au întâmplat în această perioadă de când a fost închis bazarul, unii oameni au avut de suferit, oamenii de acolo care, eu repet, nu sunt cazuri sociale, așa cum ne spunea domnul primar. Absolut, dar nici ei nu sunt considerate cazuri sociale. Dar în mod clar își obțin veniturile din activitatea de la bazar. Da? Au avut de suferit în această perioadă. Gândiți-vă că tot bazarul a fost închis, oamenii aia au avut marfă blocată acolo. Corect. Gândiți-vă că mulți dintre ei vând inclusiv produse alimentare care aveau termene de valabilitate și așa mai departe. Ne este ușor să spunem, nu mai plătiți chiria. E normal să nu mai plătiți chiria dacă n-am fost acolo, dar încă nu s-a gândit nimeni de acolo să ceară și niște despăgubiri celor care sunt responsabili pentru această situație. Sunt convins că mulți de acolo au pierderi foarte mari. Da? Și tocmai aceste situații care nu sunt normale și nu sunt, dacă vreți,
sau poate sunt la limita legii undeva acolo, creează de fiecare dată tot felul de asemenea probleme. Ba, doamne, dacă tot ai făcut o lucrare de modernizare, de ce nu ai respectat ce au spus cei de la ISU? Dacă tot ai lăsat să deschidă, de ce nu i-ai pus să facă ceea ce trebuia să facă? Am să vă răspund eu. V-am ținut în spate 11 ani. Ăsta a fost răspunsul primarului dat celor de la bazar. Luăm publicitate, ne reîntoarcem după. Revenim. Da, am revenit înapoi și mai avem câteva titluri de discutat interesante. De altfel, despre creșterea spectaculoasă a turismului v-am povestit. La început a crescut spectaculos mult, 25% cred că cel puțin asta ne spune Cătălin Nichifor. Întrebarea e unde? Dar veștile bune vin de la Barcelona. Deci Suceava va promova, să mă rog, Consiliul Județean va promova un alt tip de turism. În pagina 3-a din monitorul de Suceava găsim un titlu interesant. Consiliul Județean Suceava va promova proiectul turistic Bucovina Nevăzută. Sau, egal, turismul nevăzut. Nu vi se pare conceptul foarte interesant? Bucovina Nevăzută sau turismul nevăzut din Bucovina? Poate la mai nou, ca idee, ca și concept, așa, domnul președinte Nichifor. Băi, deci o tâmperie mai mare ca asta n-am auzit-o. Dar să vezi că o și dezvoltă. Ansi în Bucovina. Ce? Folosește un englezism, domnul Cotos. Nu Bucovina nevăzută. Ansi în Bucovina. Deci o chestie englezească precum Little Paris. Deci da, de asta, deci Bucovina, micul depășit, Paris, deci deja, mica, nu, nevăzut și eu. Deci eu la fel de depășit sunt, dar ne explică, de aia omul este unde așa. Este, ca să ne explice, că ne scoate din starea asta decât de neștiință. Consiliul Județean Suceava va promova începând de anul viitor un nou proiect turistic intitulat Ansin Bucovina Nevăzută. Șeful administrației județene a explicat, deci e vorba de turismul care nu-i văzut în Bucovina, de nevăzutul turist din Bucovina. Drumurile nevăzute, investițiile nevăzute, totul care este nevăzut, adică un fel de 007. Știi, e un fel de 007 Bucovina. Șeful administrației a explicat în cadrul unei conferințe de presă că acest nou concept are în vedere special promovarea turismului activ de județul Suceava, noul proiect fiind prezentat săptămâna viitoare la Barcelona, am văzut, la femeile de servici. În cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu directorul Agenției de Turism din Catalonia, în care a prezentat oferta județului. I-a prezentat, da, cum n-a prezentat oferta? A prezentat cum, dar am văzut că era, deci cum să nu prezentă? E greu să compari Barcelona, orașul în care există foarte multe monumente UNESCO, cu mănăstirile din Bucovina. Sigur că acestea reprezintă un brand important pentru județ, dar trebuie să încercăm să găsim o nișă prin turismul activ. În cadrul discuțiilor de la Barcelona ne-am referit într-o mare măsură la acest aspect și am văzut că au apreciat foarte bine această idee de turism activ pentru familii tinere cu copii care vor să facă și altceva în vacanță, am mai spus Cătălin Nichifor. Și acum urmează plășinta. Ca să vedeți despre ce e vorba, că noi de fapt în ignoranța mea nu știu. Adică, dar, dacă avem un luminător, ce explic acum? El a explicat, el adică Cătălin Nichifor, nu ăla din Catalonia, el Cătălin Nichifor, da? Că proiectul Bucovina Nevăzută înseamnă descoperirea de către turiști a traseelor din zona montană, a peșterilor, cum este cea de pe Rău, dar și altor activități disponibile în județ, în special în zona dolinelor, cum ar fi river rafting, mountain biking sau northern walking. Băi, deci mai rupt în două. M-ai înțeles? Deci mai m-am făcut praf. Întrebarea este, domnul Cătălin Nichifor, în toată oferta asta pe care... Deci am înțeles, acum noi, oamenii ăștia care vin aici, care o să vină din Barcelona, vor fi speologi care trebuie să facă prospecțiuni și descoperi Bucovina, vor fi arheologi, vor fi tot felul de oameni care vor să descoperi Bucovina și noile trasee. În speță să-i ajute pe ăștia de la... Cum se cheamă ăștia, bă? De la Salvamont, știi? Și pe aia care fac tot felul de hărți. Întrebarea mea este, în toată povestea asta numită descoperirea din zona Dornelor cu draft, cu river rafting, cu mont, deci, băi, deci, înțelegi, deci mi se mountain biking, da? Intră și povestea numită Safari Park de la Păltinoasa? Ai, nu,
proiectul dumneavoastră de suflet, care deja trebuia să prindă, pentru că o prostie asemănătoare, primeam cadou în anul de grație 2012, sub titlul se va face în județul Suceava și se va moderniza și turismul va primi o chestie extraordinară, numindă Safari Park la Păltinoasa, în depozitul de armament de la Păltinoasa. Nu asta a fost? Bă, să nu văd două cordiele acolo pus, adică ceva pus, nu? Scăriță, ceva... Atâta trebuie să mai ducă? Deci... Vă doi tușuriși de-a noștri, dar ducem de la de aici, de, la, noi, la Mosca, dacă nu găsăm la altă, dar găsăm la noi aici, la Gulia. La Gulia, nu la Gulia. Deci cum rămâne, domnul Cătrinică? Explicați-și nouă cum rămâne cu Safari Park. Acum cu mountain bike am înțeles, cu river rafting am înțeles, cu Norton Walking, adică mergi ca fraierul prin nordul Bucovinei, înțelegi, adică mergi pe jos, cam asta e ideea. Bă, le-am prins pe toate astea. Cu Safari, cum rămâne? Cum rămâne, domnul? Nu știu, cu Safari, eu altceva... E o întrebare. La subiectul... Driver? Da. Rafting? Walking? Proiectul Consiliului Județean presupune... Știți, ca în contabilitate, încasăm ceva, ne întrebați, sau tot trebuie să dăm. Nu, nu, adică da. Plătim noi ca să vină ei. Nu, 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 ei ne asaltează, domnul. Da, deci... da, pe ce bani? Deci cum? Noi plătim ca să vină sau vin ei și ne lasă, deci, bani nou? Deci vreau omul să facă o chestie cu tare, da, și nu, întrebările, domnul. Pune, clar, e o chestie foarte bună, e minunată, dar în ce zonă o scriem acolo? La încasări sau la plăți? Despre asta e vorba în final, nu? Câștigăm ceva din toată această inițiativă sau tot plătim ca să vină domnii? Da, da, într-adevăr, acum știi, e adevărul că banii Consiliul Județean are, cum vreau să vă spun, are, pentru are. Că știți că pe sfârșit de an se fac acele licitații fabuloase și vânzare de bunuri din patrimoniul Consiliului Județean. Așa, și ce mai vândă? Ce mai vândă? Cum ce-o vândă? Plapumi, izmeni, dulapuri, paturi, cum și-o vândut, domnul Cotu? Deci a vândut, au făcut niște bani acum. Și au inclus asta în oferta turistică, banii aia pe care au făcut în oferta turistică. Și ce mai era la turiști dacă au vândut? Izmenele nu, dar l-au vândut, izmenele erau la mari căutare alea. Erau izmenii gata rezolvate, ca să zic așa, știi? Uite, vezi, noi am spus zona, băi, Păltinoasa, i-am dat o sugestie, domnul Cătălin cu echipă, președintele CSU, v-a luat cu siguranță în considerare, mă gândesc eu. Zice el așa, ne gândim la Perarău să facă Giumalău mai accesibil. Anumite trasee să fie chiar pentru automontan. Mă gândesc chiar ca să ajungem, spre exemplu, la Pietrele Doamnei, să urcăm pe pietre deasupra cu mașina. Deci asta ar fi un proiect. Nu te mai cațe și umbli printre Chietri și Bolovani. Bă, cumva să facă acolo un drum, da? Un de ăsta mic, cum l-am făcut de mă, la Transrarău, să facă un trans Giumalău sau să facă un trans Pietrele Doamnei, știi? Ca să ajungem cu acolo cu mașina. Uite, asta e o idee, mă. Pentru mașini echipate off-road, dar uite, am mai spus că o altă zonă care va fi inclusă în acest proiect va fi și Broșteniu. Deci, îți dai seama, domnii, stimați prieteni din Broșteni, deci acum urmează boom-ul economic. Acum vine lovitura economică. Cu cheile Zugrenilor, Valea Bistriței și, da, și toți munții din jur. Un exemplu, bă, deci, adică omul, deci vezi ce înseamnă să fii pregătit. Deci, l-ați văzut, Cătălin Nichifor. Deci, el e alpinist din cap. Cum să spun eu? Băi, de dat alpinismului, mă înțelegi? Un exemplu este vârful Grințieș, dacă nu știați că avem un Grințieș în Suceava, de 1758 de metri. Măi, pregătiți, mă, deci aia spuneam că e alpinism, mă, deci nu urmă alpinist în bucătărie. Care este accesibil în regim off-road, da? Până sus în vârf, la Crușii. Băi, deci... La Crucea... Vârful. Aia, Crucea noastră strabună, ca să spun așa. Deci, Crucea... A cui e fi? De acolo e o perspectivă absolut fascinantă. Băi, deci cum? Deci, nu mai... Deci m-am săturat. Mi-e deja greață, nici nu pot să mă exprim. Motivat de stare pe care am... Cum să vii să vinzi așa niște... chestie. Simplu, pentru că punem botul. N-am pus botul la Păltinoasa, la Safari Park, am pus botul. N-am pus botul la Nordul Voievoda, l-am pus botul. N-am pus botul la 100.000 de locuri de muncă în Suceava, am pus botul.
vorbesc de 2012, n-am pus botul la boom-ul economic, am pus botul, n-am pus botul la proiectele care trebuiau să vină și să facă din Suceava asta o zonă extraordinară, am pus botul în condiții în care proiectele sunt rămase de la flotul, el n-a făcut un proiect nou, unul n-a făcut nou. Despre ce vorbim? Și vine, ne povestește acum cu cățăratul pe munte, Grințieș, 1700 de metri și ce are să întâmple fain. Bă, da, putem să o lăsăm un picuț în serios, adică domnul Florin. Dar știți vreun subiect serios? Despre ce am putea vorbi serios? Am putea vorbi de mult tare multe subiecte serioase. Spuneți-mi unul, dați-mi un exemplu, un Suceava serios. Putea, spre exemplu, în județul Suceava să discutăm despre un subiect serios numit ce facem cu Suceava. Eu poate aș vrea o chestie de genul, nu știu, să adune pe toți ăștia să fac o întâlnire, nu știu dacă e posibil așa ceva, cu oameni de afaceri, de aici, din altă parte, din zonă, și să propună soluții pentru Suceava, gen industrie în Suceava, gen turism de foarte mare impact în Suceava, gen habar n-am infrastructură, gen foarte multe lucruri ar trebui să ajungă și în Suceava. Noi la Suceava știi cum stăm acum? Am văzut ceva de genul, așteptăm ca Cioloș să-și arunce privirea și către Suceava. Cioloș a spus, premierul tehnocrat, că Suceava, Bucovina, are nevoie de o legătură cu, patria cu Europa, cu patria mumă, cu Europa și cu zona civilizată. Bă, are nevoie, e adevărat, foarte adevărat. Da? Chestia asta nu s-a făcut niciodată, nu se va face. Știu, spre exemplu, aș vrea să-l aud pe Cătălin Nichifor, cel care n-a făcut niciun proiect în Suceava, să aud despre faptul că, să-l aud povestind despre faptul că guvernul pe care și el l-a pus, e vorba de guvernul Ponta, avea o dată limită, România are o dată limită, România mai are 3 ani de zile în care și-a asumat că va face 1000 de kilometri de autostradă. Și-a asumat asta prin prisma proiectelor și a banilor europeni și în guvernarea Ponta am dat, cred că, 0 kilometri. Asta dacă punem o 50 numai cu drumul ăla care s-a format, care s-a picat în apă. Ceva cu minus, să spuneți. Da, ceva cu minus. Dar nimic altceva. România, spre exemplu, are o mare problemă pentru că dacă nu va folosi, cât va folosi va trebui să dea înapoi. Pentru că și-a asumat un număr de kilometri și asta prin prisma guvernului Ponta, pe care l-a ajutat inclusiv Cătălin Nichifor să ajungă la guvernare. Despre asta vorbim. Că regretați guvernul Ponta. Ponta să vină să rezolve probleme. Nu, ne-a lăsat o moștenire de genul ăsta cu care noi astăzi suntem cu ea pe masă, moștenirea, și nu știm ce să facem cu ea. Știi? Asta este marea problemă. Și noi vorbim despre chestii futuriste care n-au niciun fel de ancoră în realitate. E ceva, bă, să vină aia din Barcelona, să-i fugarim pe munți, să-i plimbăm, să-i dăm cu bicicleta, să mai pe picarări, să-i purtăm prin peșteri și eu să fie foarte mulțumiți. Poate a fost... Păi, dar să-i batem, nu putem ca să fie mai mulțumiți. Da. Poate a fost nepotrivită întrebarea mea la un moment dat, încasăm sau cheltuim, pentru că eu sunt curios câți turiști vor veni și își vor cheltui banii în zona noastră, acoperim cheltuielile de transport la Barcelona a delegației din Suceava sau nu? Care deci sunt făcute până asta, acum. De asta am întrebat. Bun, mergem acolo, am promovat, ok, vom avea în următorii 5 ani beneficii în județ care să acopere măcar cheltuiala făcută cu transportul delegației sucevene acolo și înapoi. Asta încercam să spun, de fapt. Firesc. Firesc. Firesc, nu. Întrebare firesc, nu. Deci, răspunsul nu. Și cui ne adresam acolo? Plimbăreților din Barcelona, în nordul Bucovinei. Dar noi am avut săptămâna trecută... Nu, asta, cât se plimbă, câți speologi pot veni, sau mai știu eu ce, câți amatori de mountain bike din Barcelona poți veni aici ca să, ca prin cheltuielile pe care le fac, prin taxele, impozitele indirecte, care ajung la Consiliul Județean, să acoperim măcar cheltuiala făcută cu deplasarea acestor oameni la Barcelona. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că, spre exemplu, Suceava și cu ăsta, bike-ul ăsta din zona Dornelor, nu va ajunge în turul ciclist al Europei? Al Barcelonei doar. Da, așa e? Deci asta e ceea ce ne așteaptă pe noi. Un om de afaceri, un director din minister, cercetat penal pentru că ar fi acceptat mita în copze de păstră de la primarul din Pojorita. Ups! Ar fi adevărat? Sunt niște răutăți din nedescris. Așa cum spuneați, în... spiritul bucovinean tradițional, dacă doriți, fără copză și icoana,
Nu, da, până nu ți-a spus, da, deci iei icoana și drăznești prima dată ca să știi în ce zonă ești, da, 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 unde vită, ești, și dacă te apărezi să te apuci de racnip, ești cu copza în fălci, știi? Ca să nu poți racnip în copză, știi? Da. Pat! Știi? Din prima. Și salut! Te-ai bucurat din Bucovina. Deci dacă ia la DNA pentru cei care au plecat cu copza și icoana la București, să știți că s-a rezolvat problema județului. Da, e regulă, deci, dacă... deci județul era foarte în regulă. Uite aici, Ioan Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojurâta, și Oana Mihaela Lehaci, managerul GAL Bucovina de Munte, au fost înștiințați de procurorii DNA Suceava ca o calitate de suspecți în dosarul de corupție ce privește Asociația GAL Bucovina de Munte. În perioada 2014-2015, cei doi le-ar fi dat unor funcționari publici din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Iași, foloase materiale, în schimb oferirii sprijinului pentru promovarea și depunerea unor proiecte cu finanțare din bugetul Uniunii Europene în numele GAL Bucovina de Munte, precum și pentru acceptarea la plata unor cereri, deși nu erau îndeplinite cerințele Programului Național de Dezvoltare Rurală. Ups! Ups! Și că cum au fost transmise copzele, afinata și cașcavalul. Aerian, cu drona, wireless. Ați văzut reclama aia cu ne dați sau nu ne dați? Vă dau, vă dau, erau reclama aia. Acum ne dă. O fi ajuns tehnologia, eh? Înțelegerea s-ar fi parafat pe 12 decembrie 2012. Deci aveam deja, erau câte PSD-ul în floare, nici în GAL nu mă mai doare. Iar 5 zile mai târziu, primarul din Pojurâta, împreună cu managerul Asociației GAL Bucovina, Oana Leha, s-a deplasat la București și prin intermediul omului de afaceri au mers la domiciliul unui tip numit Gelul Roșu, cu mai multe pachete conținând aproximativ 70 de copze de păstre. Bă, dar foame de mare era acolo, bă, frate. În valoare de 25-30 de lei bucata, o ladă cu sticle coafinată, preparate din carne de porc în valoare de aproape 300 de lei și calendare, mă. Bă, ce înseamnă, vezi? Bă, dacă nu avem un calendar din Bucovina, vezi ce înseamnă? Bănuși au fost transportate cu sprijinul lui Alexandru Grigorovici, șofer angajat la primăria Pojurâta. Deci ăsta avea, probabil, știi, fișa postului trecut, da. Cărat București. Cam așa ceva, știi? Da. Drumul la București. Pentru altceva ce ai avea nevoie. Demersurile par să fie avut succes, iar directorul Gelul Roșu și-a oferit sprijinul pentru promovarea și depunerea la Iași a proiectului Cooperare între galuri de la tradiție la inovare, inițiat de GAL Bucovina de Munte, în cooperare cu GAL Ștefan cel Mare din Iași. Sprijinul nu a rămas nedecontat. Primarul din Pojurâta i-ar fi oferit directorului din MADR, pe data de 8 aprilie, produse tradiționale, cașcaval afumat și copze de păstră. Bă, la ori o mânca copze de păstră, cașcaval afumat și o băută afinată, ori nu. Acum stau și mă întreb dacă o combinată cașcavalul afumat, păstră afumat, oia afinată, vă dați seama... Și produsele de porc afumate. Și produsele de porc afumate. Vă dați seama cam ce constipație ieșit acolo? Și afumătură. Ce vorbești, frate? Norocuțul nostru că asta s-a petrecut în București, nu în Suceava. Că vă dați seama cam despre ce vorbeam în zona unde la noi putea de motivat de stație de epurare. Acuzații pentru primarul de Pojurâta, așa, percheziția vizită biroului director, lider, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, funcționar din cadrul Centrului Regional pentru Finanțare de pe la Iași. Cert este că, ups, ca să spun așa, ups, mai spunem doar că peste 12.000 de suceveni încă nu au card de sănătate. Potrivit lui Cristi Blărțu, directorul Casei de Asigurări de Sănătate, din cele 439.000 de carduri naționale tipărite pentru persoane asigurate în județ, au fost returnate în instituție 21.000. Acestea nu au putut fi înmânate beneficiarilor. Asta cel puțin ne spune Cristi Blărțu în monitorul de astăzi. Mâine însă este zi de sărbătoare. Pasarela de aici care a fost redeschisă traficul rutier. Ați mers, ați beneficiat, da, v-ați bucurat. Multă muzică populară, să spunem doar că ne apropiem de final de emisiune, de asta ne grăbim așa. Multă muzică populară de ziua Bucovine, paradă militară și muzică pop old fashion. Băi, decât de ziua României. Deci old fashion, ca să ne înțelegem. Trebuia să vină prima dată Sissy Catch, cum era la Pussy Catch, cine? Smokey, bă, frate, nu era cu Catch, vezi, Smokey, da, Smokey. Deci trebuiau să vină, dar din motive decât de aeroport, cred că, n-au venit. Că ceața, au văzut că e ceață, că e zăpadă, au zis, bă, nu mai vin, las-o pe Sandra să vină. Sandra, domnișoara Sandra, cea care ne-a încântat, avea, ea era căsătorită, deci cât cu un român, știți chestia asta, nu? Cum îl cheamă pe ăla, mă? Trebuie să-mi aduc aminte.
John, că nu era Ion, era John sau ceva de genul, Băsălii nu era, deci era un român de-al nostru, care la vremea respectivă îi compunea, nu se întâmpla altceva, să nu mă gândesc, dar era așa. Sandra vine la, la Suceava, deci fii atent aici. Trupa legendară Saragoza Band, precum și diva popilor Păi, dar poate diva pop a anilor, ca să așa, decât 80, Sandra. Astăzi, spuneam de 1 decembrie, ziua națională, pe ora 12, pe Bulevardul Doamnei Pătescu, în zona Bisericii Sfânta Înviere, va avea loc parada militară și se va amenaja o expoziție de tehnică militară. Formația Hara va concerta în fața Casei de Cultură începând cu ora 18, un concert de colinde, după aia spuneam Saragoza Band și Sandra, toate astea se vor întâmpla decât pe data de 1 decembrie, adică mâine și nu altcândva. Se pare că mâine și poi mâine nu ne vedem de dimineață, nu? Cel puțin asta e știrea pe care o avem acum. Mâine de dimineață și poi mâine de dimineață nu ne vedem, dar asta nu înseamnă că nu putem să vă urăm să aveți parte de sărbători frumoase și absolut fabuloase. Ați văzut, am avut și prieteni bune, se întâmplă în Suceava câte ceva, pleacă Băișanu, vine Nichifor, vine Barcelona, deci băi frate, sunt niște vești. În dimineața asta am reușit să fim totuși înainte de zi, de zi națională cu niște vești care să vă, să vă bucure. Nu? Zile frumoase, Doamne ajută tuturor. Zile frumoase, zi frumoasă, sărbători frumoase, Florin, să ne auzim și să ne vedem cu bine, la fel și dumneavoastră, zile bune, dacă aveți cum astăzi, profitați, spuneam, e zi de sărbătoare, e Sfântul Andrei, ocrotitorul României, la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume și, bineînțeles, a derivatelor, Andreea, etc. și așa mai departe, finuța mea, Andreea, la mulți ani, și petrecere frumoasă. Dacă aveți cum, chemați-ne și pe noi, că întotdeauna ce să mai... O mâncare, o beutură, întotdeauna e binevenită. Fie așa afinată, chiar dacă, știi, după putem să avem probleme. Numai nu trimiteți cobze. Numai nu cobze, băi, deci cobza, nu mai umblați cu cobze, bă, frate, cobza asta, deci... Asta, cum pui mâna pe cobză, cum ești ADN-a, mă? Deci, bă, lăsați-mă cu cobza, fără cobze, fără afumături. Dacă eram de Paști, mielul și ouăle... Erau nenorocere cu mielul, în special. Deci... La toate ministerile, parcare, trebuia să stau acolo, vedeam ce se întâmplă. Dar așa cum e la fel, tot așa, păi, aceeași poveste. Îndată începe pelerinajul către ministere și cu sacoșele. Zi frumoasă în continuare, zile frumoase în continuare, va fi o temperatură astăzi pozitivă, 6 grade maxima minima pe la minus 1 grad, încă pare să că astăzi va mai avea parte de ploaie sau eu știu de cel puțin de cer înnorat, vor veni însă zile cu soare începând de mâine, poate. Până atunci să fiți frumoși, să fiți la fel, nu uitați luni, marți, miercuri aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!